problema iubirii este ca un izvor adânc care curge permanent. Apa când stă, se încălzește sau se clocește, face mătase, cum se spune, și nu mai este potabilă, ea cu cât curge mai mult, e mai limpede și mai curată. Iubirea este o gamă de lucruri care începe de la prima privire și primul sentiment cald până la produsul finit, bărbatul sau fata din picioare, care e omul de mâine. Bunica mea avea o vorbă, era bătrână fără carte și când începusem eu să cresc un pic, așa și aveam vreo 18 ani și mai umblam așa un pic, ai ui. Na, terminat în liceu, eram figurant cu impresii și îmi spunea, băiete, băiete, eu nu-ți spun ție multe că tu la câtă minte ai și câtă școală ai făcut, ești mai prost ca mine. Da, bagă bine de seamă. Dacă ai să pui fundul înaintea capului, prost o să-ți meargă toată viața. Ți-ai dat o palmă? Nu i-o dat nici ei. Te-ai exploata mai mult decât poți? Nu. Nu ai exploata pe ea. Ai face mai mult decât îți stă în putere? Nu. Nu-i cere nici ei. Adică să înțelegi că și persoana de lângă tine are aceleași sentimente, are aceleași calități, are aceleași lucruri firești ca și tine și simte nevoia. Chiar nu-mi doresc nimic. Dacă îmi doresc ceva, îmi doresc să fiu sănătos. Salutare tuturor! Astăzi am onoarea de a-l avea invitat pe Părintele Calistrat. Suntem la Mănăstirea Vârlădiceni. Și astăzi intenția mea a fost să vin și să vorbesc cu dânsul despre iubire. Dar sunt convins că o să vedeți că vorbim mai mult decât despre iubirea aia de care tot am vorbit în episoadele anterioare. Vorbim despre normalitatea într-o relație, normalitatea să fii bărbat, normalitatea să fii femeie, normalitatea unei familii crescute cu cei 7 ani de acasă. Să rămână, părinte! Doamne ajută, bine ați venit! Bine v-am găsit, vă mulțumesc mult și sunt onorat că mi-ați acceptat invitația de a purta discuția asta astăzi și de a o filma. Pentru mine este o onoare care crește an de an, faptul că locul în care lucrez eu este în Comuna Tomești. Și mă bucur nespus de mult că în Comuna Tomești tot descoper din ce în ce mai mult lucruri care sunt de calitate, oameni care sunt de calitate și oameni care au mereu ceva de învățat și de transmis mai departe. Și aș vrea să începem discuția noastră și să vă întreb, cum ați ajuns dumneavoastră la Mănăstirea Vlădiceni? Păi cu darul lui Dumnezeu, pe 9 martie s-au împlinit 14 ani de când sunt în această mănăstire. Aici este stareț Părintele Arhimandrit Arsenie Butnaru, care îmi este, ca să folosim un termen din ăsta mai laic, coleg de mănăstire din Mănăstirea Sihăstria, mănăstirea noastră de Metanie. Și atunci ar fi fost la vremea respectivă 3 variante: să aleg între Mănăstirea Cetățuia, Mănăstirea Bucium și Mănăstirea Vlădiceni. Și știind că dânsul este din Mănăstirea Sihăstria, am ales să vin la Mănăstirea Vlădiceni, pentru că știam că este om cu rânduiala pe care o știu și eu și n-ar mai fi niciodată controverse sau discrepanțe în modul de gândire. Și într-adevăr, avem 14 ani de când măcar n-am avut un schimb de replici sau ton ridicat, adică ne-am înțeles exact ca doi oameni maturi, fiecare știe ce are de făcut, fiecare în treaba lui, iar eu am venit aici prin transfer de la Mănăstirea Bârnova, unde am stat 18 ani. Acolo am avut un stareț tot din Mănăstirea Sihăstria, dar cu alte concepte. Și după tot felul de inadvertențe, tot felul de contradicții, Mitropolitul Teofan m-a chemat într-o audiență și mi-a zis, poți să-ți alegi altă mănăstire? Zic, dacă îmi dați ascultare, sigur că da. Și m-a întrebat, unde vrei să te duci, unde mă trimiteți? Și mi-a zis, alege cu tare, cu tare, cu tare. Și a zis, mă duc la Vlădiceni. Și de-a doua zi am plecat aici la Mănăstirea Vlădiceni.
mai ales că aici era un post liber de preot, aici a fost un eromonah duhovnic foarte cunoscut de oameni, de fapt el era inima și locul mănăstirii, părintele Gheorghe, care este astăzi în cimitirul mănăstirii, era bolnav de cancer și părintele Stareț era singurul slujitor și mai avea un preot nou pe părintele Econom, părintele Simeon. Și eu am venit efectiv în calitatea de preot slujitor și duhovnic. Și în felul acesta chiar și stau în chilia părintelui Gheorghe și își port rânduiele când se pune un colac, o colivă, toate cele de cuvință, că așa-i creștinești între oameni. Și în felul acesta am ajuns în această mănăstire. Am văzut-o de câteva ori trecând spre fabrica de cărămide sau în zona Tomești aici la vreo aghiazmă și am zis, oare cine o fi aici la mănăstirea asta? Și pe urmă am aflat că e părintele Arsenie Stareț. Oamenii care au fost la un moment dat împreună, chiar dacă se despart la un moment dat... Când eu eram în mănăstirea Sihăstria, dânsul era cu ascultarea la stăreție, apoi a fost hirotonit diacon, avea voce bună și l-a solicitat mitropolia și a fost mulți ani diaconul episcopului, a fost, ca să spunem așa, un fel de mână dreaptă a preotului Calinic, îl însoțea la toate slujbile arhierești, pentru că avea voce bună și la momentul când fiecare om trece o anumită etapă, a fost hirotonit, eromonah, arhimandrit și numit stareț aici, pentru că starețul de aici, fiind bolnav, s-a mutat și el la cele veșnice. Vreau să vă întreb cât de ușor v-a fost să luați decizia, că am văzut, mi-ați spus că v-a numit și ați și plecat imediat. Să vă spun un singur lucru, când este de luat o decizie la noi, cumva în călugărie, este ca și ordinul de zi pe unitate. Unde ești trimis, acolo te duci. Pentru că asta implică ascultarea. N-aș putea spune că a fost numai ideea ascultării, ci a fost și dorința mutării într-un alt loc pentru a stinge un vechi schimb de replici nepotrivite între un om cu care la vremea respectivă nu aveam același numitor comun. Și chiar m-am bucurat când s-a făcut această numire. Mie, de exemplu, uneori mi este dificil să iau unele decizii și stau foarte mult să balancez și să... Să știți că eu am alt fel de punct de vedere. Am stat în Sihăstria vreo 3 ani. Am plecat după aceea la Mănăstirea Dragomir, n-am stat 1 an. Am venit în Bârnova, unde am stat 18 și aici 14, dar n-am fost legat deloc. De exemplu, eu n-am mai vizitat niciodată Sihăstria. Nu mi-a fost dor. Asta e casa mea, ăsta e locul meu, ăsta e domeniul de activitate unde mă desfășor, aici trebuie să am grijă. Dacă eu hârtie jos o pun la locul ei, dacă se răstoarnă ceva, spun la locul lui, adică este ca într-o unitate militară și acolo unde ești, acolo îți faci treaba. Iar legat de chestiuni sentimentale, nu prea sunt sentimental, adică și când am plecat de la Mănăstirea Dragomir, la multă vreme îmi scriau maicile, părinte, poate vă întoarceți. Băi, dacă îi scris vreodată în stele, se întâmplă, se întâmplă. Când am venit la Mănăstirea Bârnova, tot așa mă gândeam, era dărâmată, veche, urâtă, nici nu prea se grăbea nimeni să stea în ea. Acum este frumoasă, a restaurat Uniunea Europeană, arată ca o bijuterie, slavă lui Dumnezeu. Am văzut-o, da. Și ziceam așa, zic, să fie poliită cu aur, că nu mă interesează. Și într-adevăr, de 14 ani n-am călcat odată pragul, nu din orgoliu sau din ambiție, dar nu-i casa mea de lucru, nu-i punctul meu de lucru, nu mă interesează. Adică nu... Și mâine, dacă, de exemplu, nu o să mai fiu aici și mă trimite în altă parte, nu am sentimente, în sensul că în tot locul stăpânirii lui binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Deci omul sfințește locul. Unde ești trimis sau unde ești pus, acolo trebuie să faci ceva, să rămână ceva în urma ta. Avea părintele Cleopa o vorbă, măi, dacă trăiți ca omizile pe pom, degeaba ați trăit. Când m-ați întrebat despre ce să discutăm astăzi, unul din lucrurile pe care vi le-am spus și intenția mea a fost să discut cu dumneavoastră, a fost de a discuta despre iubire. Pentru că cumva cred că a ieșit foarte multă lume în partea de media și în public și sunt foarte multe păreri, se discută foarte mult de iubiri romantice, din
câte am văzut eu, au apărut foarte multe divorțuri și foarte multe despărțiri și cred că ar fi de ajutor să ne spuneți care să este părerea noastră. Să știți că problema iubirii este ca un izvor adânc care curge permanent. Apa când stă, se încălzește sau se clocește, face mătase, cum se spune, și nu mai este potabilă, ea cu cât curge mai mult, e mai limpede și mai curată. Iubirea, dacă o luăm după porunca divină, pentru că în primul rând trebuie să ne ancorăm în Sfânta Scriptură, spune așa: iubiți-vă între voi să cunoască lumea că sunteți ucenicii mei. Deci este iubirea creștină. Acum, contrar acestei formule teologice, noi vedem în jurul nostru foarte multă ură. De exemplu, nu cred că din iubire rușii cu ucrainenii se împușcă. Nu cred că din iubire oamenii se divorțează. Nu cred că din iubire oamenii se fură, se înșeală, se corup, își fac rău. Mergem la al doilea fel de iubire. Dragostea le întrece pe toate. Pot să știu și toate tainele și toate prorociile și toate limbile pământului, să înviez morții, să fac minuni, dacă n-am dragoste, nimic nu-mi folosește. Deci dragostea este conceptul care ne aseamnă cu Dumnezeu. Spune Petrețuțea, spune Patericu, spun Viețile Sfinților și Marii Patristici, când se va vorbi cel mai mult de iubire, atunci izbucnește războiul. Ce vreau să spun prin aceasta? Iubirea este vorbirea în șoaptă. Când doi tineri se iubesc, fata și băiatul, acum a ieșit SMS-ul, e mult mai ușor. Ei se înțeleg din privire sau din șoaptă, de aceea își vorbesc la urechi. Este taina lor să nu audă cineva. Când dispare iubirea, cei doi își strigă. Nu știu dacă sunteți căsătoriți sau familist, dar ați observat vreodată când soția e în bucătărie și începe: bă! Și tu începi: dar zi, dragă, mai încet, că nu sunt surd. Tu n-auzi niciodată. Acolo începe să se stingă iubirea. Distanța dintre cei doi, chiar dacă e mică fizic, începe să fie mare între inimi. Și atunci apare dezastru. Ei, eu aș spune așa, că iubirea întâi se împarte în trei categorii. Noi trebuie să avem ceea ce ne spun patristicile. Iubirea dumnezească, Dumnezeu trebuie iubit cel din tâi, să nu iubești mai mult nici pe tine însuți, cât întâi pe Dumnezeu, din tot sufletul, din tot cugetul. Dar îți dă și valoarea iubirea propriului, ca pe tine însuți. Acum noi când mergem la cununie, când ne întemeiem familia, epistola lui Pavel către Galateni ne spune așa: bărbați, iubiți pe femeile voastre cum Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Dacă Hristos s-a răstignit pe cruce ca noi să avem o biserică curată, sfântă, plină de har, de Duh Sfânt și de harisme, înseamnă că și un bărbat trebuie să facă totul pentru soția lui. Numai că una din legile creștinești a Sfântului Ioan Gură de Aur la Taina Nunții spune așa: soții să fie credincioși, să fie de aceeași religie, să fie de același gând și de aceeași trăire. Acum întrebarea mea este: divorțul începe din lipsa iubirii? Nu. Divorțul începe când iubirea își schimbă destinația. Eu spovedesc de 30 de ani. Niciun bărbat nu încetează vreodată să iubească, numai că nu în același loc. El unde simte că a secat atracția din partea opusă a iubirii, schimbă atracția și caută alt punct de iubire. Ca și floarea, dacă o miros eu, îi simt eu parfumul frumos. Și eu m-am depărtat de ea, nu mă interesează. Dar vine altul care nici nu știe că eu am fost pe acolo și o miroase el. Și lui îi place parfumul. Și o rupe și o ia. Asta e iubirea. Deci aici trebuie să avem noi grijă. Pe mine nu mă impresionează statisticile astea în stil american, că 20% fac avort, că 30% se înjură, că 40% se jicnesc, că 60% se înșeală, că 70% divorțează. Astea sunt niște chestiuni strict sociale care n-au ce face sociologii și analiștii și fac statistici. Pe mine mă interesează cum reușim noi, oameni maturi, să stabilizăm o dragoste care să nu-și schimbe destinația. Ce pot eu face? Hai să întreb altfel. De ce copilul trage tot timpul la mama lui?
simte parfumul de mamă, mirosul de mamă, sentimentul de mamă, dragostea de mamă, atracția de mamă și simțul de mamă. Ce face fata când iubește un băiat? Face tot ce este împotrivă să-l cucerească. Ce face un băiat când iubește o fată? Face tot posibilul să-l cucerească. Ei, acea chimie de cucerire trebuie să rămână permanentă. Dacă ai schimbat ceva, cum e cu matematica? Reguli fixe, da? Toate teoremele astea care le avem noi în matematică, la integrate, la derivate, la polinomii, la matrice, la toate, dacă n-ai respectat formula, nu-ți dă rezultatul. Ei, așa e și în dragoste. Tu nu poți să-i spui ei azi că o iubești și mâine să o pălmuiești. Nu-i poți spune azi că o iubești și mâine să o lași să se descurce singură. Nu poți să-i spui că azi o iubești și mâine nu o ajuți. Deci, ca doi oameni să nu-și schimbe polul de atracție, ei trebuie să folosească permanent. Au încercat să explice ăștia că feromonii, că hormonii, n-are nicio treabă, endocrinologia e cu altceva. Endocrinologia se ocupă de toată știința corpului, de modul cum procreăm, de modul genetic, de modul de transmitere a caracterilor. Dragostea este un sentiment simțit. Când inima simte și fierbe și clocotește, acolo nu se bagă nimeni. Și atunci tu iubești. În momentul când soțul începe să fie gâlcevitor, scandalagiu, nesuferit, neserios, ambițios, orgolios, violent, virulent, hai să spunem recalcitrant, încetează forma de iubire. Când soția face la fel, încetează forma de iubire. Noi trebuie să găsim un manual al codului manierilor elegante. Poate în lumea aceasta merg după o lege, spune și Scriptura, legea pus și nu vor trece, și noi nu o să putem niciodată face lucruri bune, frumoase și serioase fără legi. Există o lege a dragostei care sună așa la Sfântul Maxim Mărturisitorul. Dacă cineva încetează să te iubească o clipă, nu te-a iubit niciodată. Dacă eu tai firul la telefon, tu nu mai poți vorbi, bine, acum ai mobilul, dar dacă am tăiat legătura cu contactul, cu semnalul, nu mai poți vorbi. Dacă am tăiat firul la curent, nu mai ai lumină. Dacă am tăiat firul la apă, nu mai ai apă. Dacă am tăiat canalizarea, rămâi cu mizeria în ogradă. Deci asta e și în iubire. Deci noi trebuie să păstrăm tot timpul, nu o luăm ca la oriental, chakrele, că alea sunt povești nemuritoare, noi trebuie să păstrăm tot timpul canalul de iubire transparent și curat. Eu să simt că am venit acasă și am adus o ciocolată de un leu sau o floare, gestul contează, nu valoarea. Mm-hmm. Trebuie să ies din casă în calitate de soț, mulțumesc pentru masă, mulțumesc că mi-ai făcut cafeaua, mulțumesc că mi-ai călcat haina, mă întorc înapoi, mi-a fost dor de tine, poate uneori o spui, nu neapărat, dar repetând-o mereu devine obișnuință și devenind obișnuință devine normalitate și femeia se simte flatată și devine mai frumoasă, mai atrăgătoare, mai mulțumitoare, mai convingătoare, mai covârșitoare, mai copleșitoare. Dacă vii și trântești și izbești să ai luat berea și te-ai pus la televizor și spui nu-mi fă gălăgie, că-s obosit. Păi dacă tu ești obosit, ea care face tot 8 ore de servici, că așa a ajuns societatea, să muncim, să avem din ce trăi și ea vine să facă teme, să facă lecții, să grijească copilul, să spele rufe, să calce, să deretice, să facă mâncare, să cumpere, să facă piața și tu ești obosit după 8 ore și ea lucrează încă 8 ore peste ale tale, ea nu-i obosită? Și de acolo încep dezastrele. Deci noi trebuie să eliminăm contactul de dezastru. Deci ceea ce trebuie să facă în taina iubirii este următorul lucru, că le convine, că nu le convine la cei ce ne ascultă. Codul manierilor elegante și în loc să învățăm pe copii LGBT-ul și teoriile de sex, să învățăm ce înseamnă respectul față de un băiat, de un tânăr, de un adolescent, de un matur, respectul față de o mamă, de un tată, respectul față de o fată, de o prietenă, de o soție. Deci noi nu ne putem juca de a familia. Familia este ceva sacru. Generațiile, ca să meargă mai departe, au nevoie de copii, de mulțirea neamului omenesc, de perpetuarea și de creșterea copiilor. Că dacă naștem copii, ați văzut, acum să merge, a fost un marș pentru viață zilele astea prin toată țara. Totdeauna se face primăvara. Noi nu suntem o zootehnie sapiens. Dom'le, am 10 copii. Poți să ai 100. Dacă nu-ți bun de nimic, nu mă interesează că i-ai făcut. Arată-mi că ai 10 doctori, că ai 10 ingineri, că ai 10 premianți, că ai 10 medaliați, că ai 10 serioși, că ai 10 morali, că ai 10 educați. Asta vreau să văd.
Așa nu e o problemă că ai făcut tu o căruță de copii. Ce ai făcut? Ai crescut numărul de pensii sociale, ai crescut numărul de pensii cu handicap, ai crescut numărul de delicvenți, ai crescut numărul de polițiști, numărul de procurori, locurile în închisoare. Ce am rezolvat? Numărul de drogați, de bețivi, de ce am rezolvat? Noi trebuie să dăm produs de calitate. Ce face sculptorul? Ia premiu pe cea mai bună sculptură. Ce face literatul? Ia premiu pe cea mai bună carte. Ce face bucătarul? Ia premiu pe cea mai tare farfurie. Ce face croitorul? Ia premiu pe cea mai tare haină. Eu ca mamă și ca tată, pe ce iau premiu? Pe cel mai bun copil, pe cea mai bună creștere, pe cel mai bun rezultat. E grea tema, să știți, nu e o de glumă cu iubirea. Iubirea nu e doar ne-am sărutat și am rezolvat sau ne-am culcat și am rezolvat. Iubirea este o gamă de lucruri care începe de la prima privire și primul sentiment cald până la produsul finit, bărbatul sau fata din picioare care e omul de mâine. Așa spunea Napoleon, mamele se educă din burta mamei lor. Știți pensionul Notre-Dame, care, unde se creșteau fetițele pentru viitoarele doamne de societate. Noi am avut așa ceva la curtea domnitorului Vasile Lupu. Tudosca, soția lui, avea fete de companie pe care le învăța scrisul, limbile străine, manierele de salon, comportamentul modă și educația, oratoria, vorbitul, diplomația femeilor. Și acum de ce au dispărut? Păi au dispărut pentru că acum e la modă cancanul, sexul, plăcerea, clubul, distracția. O damă acum cu ce să laudă? Câți bărbați bănoși a pus mâna pe ei? Sau câte mașini străine și-a cumpărat? Sau cu câți bărbați tare a umblat? Sau cu câți gigolo s-a întâlnit? Și asta nu-i semn de iubire, asta e semnul animalic de plăcere nefolositoare. Adică noi, bunica mea avea o vorbă, era bătrână fără carte și când începusem eu să cresc un pic, așa, și aveam vreo 18 ani și mai umblam așa câte un pic, ai ui. Na, terminasem în liceu, eram figurant cu impresii și îmi spunea, băiete, băiete, eu nu-ți spun ție multe că tu la câtă minte ai și câtă școală ai făcut, ești mai prost ca mine. Da, bagă bine de seamă, dacă ai să pui fundul înaintea capului, prost o să-ți meargă toată viața. Asta-i. Cât apropiat erați de bunica dumneavoastră? Păi cel mai apropiat decât apropierea, de la vârsta de 3 ani și până ce am mers aproape în armată, n-a fost zi să nu o văd sau să nu mănânc la ea, sau să nu cresc la ea, sau să nu dorm la ea, sau să nu stau la ea, sau să nu lucrez cu bunelul meu, sau să nu stau în casa ei, sau să nu ascult povești, sau să nu doarmă cu noi, sau să nu ne spele, sau să nu ne hrănească. Mama mea era plecată că decedase de o boală prea de tânără, iar tata făcea servici, că trebuia să ne întreține. Am înțeles. Da. Da, pentru că povestind dumneavoastră și vă simt bucuria și recunoștința pentru bunica dumneavoastră, vă mărturisesc că și eu am trăit foarte mult cu bunica mea. Și n-ați simțit maturitatea omului trecut prin viață față de părinții care spun lasă-l că e copil? A, și ce dacă a greșit? Nu e nicio problemă. Și așa se adună zgârieturile până se face cicatricea. Ea spunea clar, asta nu. Păi m-aș duce un pic cu mingea. Las, iei și vaca de funie și cât vaca paște, tu te joci cu mingea. Adică trebuie să fii atent la vacă când obții lăsat de capul ei. Da, tot timpul bunica pe mine, adică a știut să-mi pună limite, dar mi-a pus limitele frumos, așa, constructive, cu iubire. A de lemne să facem mâncare, a de apă să spălăm rufele, du-te în grădină și adu zarzăvat să iasă bună mâncare, du-te și adu ou că ne trebuie să facem mâncare, du-te și adu câteva surcele că trebuie făcut foc, adică era logica lucrului. Nu făceai lucrul la întâmplare, lucrul ăla avea o treabă. Pune grebla aia că ne trebuie la fân, strânge sapa aia că ne trebuie la prășet, ia măturoiul ăla să nu stea în soare, susuce să avem cu ce mătura. La fiecare frază era explicația ce-i cu lucrul ăla. Strânge ciocanul ăla că îi trebuie lui moștul. Strânge cuțitul ăla că ai să te tai în el. Nu umbla cu chibritul ăla să nu dai foc la casă. Deci erau expresii tabu care tu le știai. Când te uitai la lucrul ăla nici nu puneai mâna că știai ce urmează să spună. De la bunica dumneavoastră ați primit mai multe... Chiar 80% din tot ce știu. Și azi când am o problemă, dar chiar cu toate că am 60 de ani îndată, mă gândesc ea ce ar fi zis. Pentru că a fost un om rațional. Știți cât de greu este să fii un om normal și firesc? Știți cât de greu este să fii tu și să nu pari altceva decât ceea ce ești? Da, știu. Da, este extraordinar. Vedeți, noi ne-am dus și ne-am frizat frumos, ne-am pus un costum de elită, ne-am strâns o diplomă, ne-am luat 3 titluri,
de-aia nu te face nimic. Alea-s doar niște onoruri pe care poți să te afișezi într-o ramă și te mândrești cu ele. Îți faci un tablou, ți le înramezi, te uiți la ele, te lauzi cu ele, dar tu ești tot tu. Dar când ești om sănătos și normal, tu ești omul de care are nevoie societatea. Dacă tu știi să dai bună ziua, ești un om educat. Dacă știi să respecti, ești un om educat. Dacă ești un om normal, ești un om folositor. Dacă ești un om normal, oricine te apreciază fără să trebuiască să-i explici tu cine ești. Ați văzut, mai sunt în ziua de astăzi oameni și am participat la multe discuții când eram eu student. Dar ce trebuie să-mi spui tu că ai fost student? Lasă, deduc din comportamentul tău că ai fost om cu carte. Și dacă tot vorbim de iubire, ați menționat iubirea față de Dumnezeu, după care ar fi iubirea față de noi. Iubirea agapis, bine, ajutorarea celor necăjiți, amărâți, faptele milei sufletești, și iubirea eros, iubirea trupească din care se leagă familia, care stă la baza familiei. Bărbatul să-și iubească soția ca pe el însuși. Și cum să se iubească bărbatul pe el însuși? Păi ți-ai dat o palmă? Nu i-o da nici ei. Te-ai exploata mai mult decât poți? Nu. Nu ai exploata pe ea. Ai face mai mult decât îți stă în putere? Nu. Nu-i cere nici ei. Adică să înțelegi că și persoana de lângă tine are aceleași sentimente, are aceleași calități, are aceleași lucruri firești ca și tine și simte nevoia. Nu pot să spun că un bărbat are îndemânarea feminină. Femeia are calitatea ei. Mâna de femeie se cunoaște în orice. Da, cel puțin dacă te-ai dus și ai împachetat un prosop și l-ai pus la locul lui, sau cel puțin dacă ai dat așa din complezență, cum op un baie, bă, uite, a vrut să mă ajute. Și îi crește stima de sine, bă, îl interesează, dar în momentul în care tu ești total nepăsător, adică expresia foarte simplă asta, treburi femeiești nu mă interesează, da, dar și să pui mâncare în farfurie, tot treburi femeiești, să umbli călcate, tot treburi femeiești, să stai hrăniți, să mănânci o mâncare bună, tot treburi femeiești, dar consumă timp, energie, inteligibil și răbdare. Și cum e proverbul popular? Sacul se cruță de la gură. Dacă tu exploatezi un om din început, până îl epuizezi, după ce l-ai epuizat, ce faci cu el? Cum spune la Filocalie, Dumnezeu nu ne-a cerut să fim tărătoare, reptile, să umblăm pe jos lihniți de foame, de oboseală, de chin, de durere, de boală. Nu. A cerut așa, romanul, o spune, e codul zicerilor romane. Corp sănătos, minte sănătoasă în corp sănătos, adică să fim integrali. Omul cât e sănătos, e folositor oricui. N-ați văzut când se îmbolnăvește cineva, încep să apară distanțele. Cât ești apt și ești bun, există apropierea. Sau cum procedăm noi când cineva începe să se epuizeze? A, da, să văd cum fac, poate îl duc undeva la un azil. Dar de ce să-l duci la un azil? Lasă-l să stea în casa lui, unde s-a chinuit, unde a muncit, unde a creat, unde a lăsat ceva în urmă. De ce să-l duci la azil ca să nu miroasă cerșaful a pipii? Da, crezi că tu n-ai să ajungi aceeași vârstă sau ce faci tu altuia, nu ți se întoarce ție? Și sigur, unii o să zică, da, să-l las singur, n-am cu el lăsa, n-am cu tare. Aici trebuie să fim foarte atenți încă din viața pe care o trăim. De exemplu, la țară era acest obicei. Făceai 2, 3, 4, 5 copii, cât făcea omul acolo, 6, 7, eu știu, și spunea, bă, cel mic o să stea cu noi în casă. Cel mic nu pleca nici în străinătate la muncă, nu pleca nici în altă țară, nu pleca nici nu știu unde cu serviciu. Ăla primea tot ce aveau bătrânii, ca o moștenire, să nu muncească el din greu să facă un apartament sau să-și cumpere o casă, și îi se dădea toată bruma de avere ca el să aibă grijă de cei în vârstă, adică cei în vârstă să aibă un sfârșit creștinesc normal. Și vă spun lucrul ăsta că l-am însemnat de două ori. Eu, preot fiind, am avut grijă de două persoane și bunica Paraschiva astăzi s-a dus la maslu și de seara a murit, n-a zăcut o zi. Dar n-a zăcut o zi, de ce? Pentru că n-am făcut-o din vreun interes. Am făcut-o pur și simplu de plăcere. Și ce a zis Dumnezeu? De dragoste o faci, las că eu îți ușurez munca să n-ai treabă. Deci, o femeie care în ziua când am plinit 80 de ani, a mai trăit câteva zile și a plecat sănătoasă la Dumnezeu. La ora 4 era pe picioare, venea de la Sfântul Maslu, la ora 6 era pe năsălie. Na. Și casa ei am dat-o de pomană cuiva la niște oameni, că mie mi-o trecuse, dar ce avea să fac cu un bordei de chirpici și o bucată de deal.
și Dumnezeu răsplătește și credința celui în vârstă, dacă are un sfârșit frumos. Deci noi nu putem duce o viață dezordonată și să așteptăm să murim frumos. Deci trebuie să fie un om cumpătat. Excesul de băutură, excesul de țigare, excesul de dezmăți, excesul de viață dezordonată. Astea toate atrag niște sentințe biologice asupra trupului nostru. Dar dacă ești un om credincios, Dumnezeu îți dă acel sfârșit creștinesc și răspuns bun. Iar cealaltă bătrânică tot așa era mai neputincioasă cu picioarele. Și mă duceam, o hrăneam, îi duceam ceva. Și ce credeți că consum un bătrân? 10 ouă pe săptămână și 5 păhărele de iaurt? Sau 2 pâini calde, atâta mănâncă. Nu mănâncă mai mult. Și zicea, nu-mi doresc nimic decât să mor din picioare. Păi zic, să mor din picioare. Și stătea odată la marginea patului. Și am zis, da, ești ca în galbenă, vrei să pleci? Și i-a zis, da, chiar să știi că cred că plec. Adă-mi o gură de apă. Și cât am venit eu cu paharul de apă de la fântână, i-a lăsat așa că pe o parte și a murit. Da. Așa sunt oamenii credincioși. De aceea, noi, dacă vrem să avem de la Dumnezeu, prin credință și prin iubirea asta față de Dumnezeu, un sfârșit frumos, trebuie să și trăim frumos, pentru că trăirea frumoasă face parte tot și din iubirea de aproapele și din iubirea de tine însuți și din iubirea de Dumnezeu și chiar și iubirea între soți, că dacă soții sunt echilibrați și au o viață frumoasă, Dumnezeu îi ia unul după altul. Am însemnat lucrul ăsta în două familii, am văzut lucrul ăsta cu ochii mei. Doi oameni care au fost foarte prieteni de casa lor, și doamna a murit și a îngropat-o în martie și am zis, de acum, zic, senior Costel, o să aibă singur de suferit. Ce credeți? În octombrie a plecat și el. Ei s-au chemat unul pe celălalt. Dar oamenii nu s-au certat odată, nu s-au... Și expresia frumoasă era când mergeam, de exemplu, câteodată în vizită ei, mă duc să încălzesc o leacă mâncarea că vine Costel de la magazin. Știa că trebuie să vină de la servici. Da, mă duc să pun masa, mă duc un pic, 5 minute, așteptați-mă. Da. Și cealaltă familie, tot așa doi oameni care i-am cunoscut, dânsa a trecut printr-o boală foarte scurtă, nu știu ce fel, că nu i-au dat nici doctorii de fire, imediat s-a stins și dânsa a zis, ce mă fac eu fără ea? Pentru că ea era mâna mea dreaptă, eu habar n-am de nimic. Ea a condus casa toată viața. Fix la 40-a zi s-a dus și dânsa. Da. Așa brusc, deodată n-a mers bine respirația, nu știu ce cu inima și numai m-au sunat băieți și mi-au spus, părinte, să știți că a plecat și tată. N-a vrut să stea unul fără celălalt. Asta înseamnă adevărata iubire. Da, la mine s-a întâmplat bine, nu a fost chiar așa rapid, a fost la aproape 2 ani de zile, dar tot așa a murit bunicul meu. Și cumva am simțit că bunica a încercat să ne mai spună una alta, să ne mai... dar tot timpul zicea că e greu fără Jeanel al ei. Și, da, bă, noi nu și știm, lucrurile mă... au apărut, adică i-a apărut imediat o problemă de sănătate care a galopat așa și a zis eu mă duc la Jeanel al meu. Legăturile sufletești nu sunt scrise, sunt nescrise, dar există. Și tot așa, eu nu mi-aduc aminte bunicii mei să fi certat vreodată sau să fi... Păi erau oameni cu ocupații, frate. Femeia torcea, împletea, cosea, croșeta, făcea în grădină, punea o floare, făcea mâncare, repara ceva, țestea ceva, lucra ceva. Ei, azi dacă stai toată ziua și numai butonezi telecomanda și te uiți la o ceașcă cu cafea și cronțănești semințe, normal că trebuie să apară un motiv de discuție. Da, pe bunicul meu la 80, el a murit la 89 de ani, mai avea câteva zile și făcea 90. Și tăia 90. Și săpa copaci. Nu, s-a apucat să învețe niște limbi străine. Poftim. Da. Învăța cultivarea franceza și, da, și excelența minții, adică ca să nu dai în ceea ce numim noi astăzi boala aceasta Alzheimerului, care cuprinde foarte multă lume de la vârste chiar foarte precoci. Da, el spunea că n-are cum să stea bine, el n-a stat toată viața. Pleca dimineața, mai venea pe acasă, mai aducea ce mai avea de adus, iar se ducea, mai făcea niște cumpărături, asta spre final. Dar nu stătea deloc, tot timpul își găsea ceva. S-a schimbat paradigma, deci pe mine m-a prins evenimentele din 89 la 20
și vreo 4 de ani, așa, până prin 2000 a fost un anumit mod de a vedea lucrurilor care părea discret, normal, deși se vedea derapajul spre prezentul haos. Dar din 2000 lucrurile și-au schimbat total paradigma și lumea a luat-o total pe o cale fără lege, adică fără rânduială. Fiecare crede că legea cea mai mare e legea puterii sau e legea banului sau e legea forței sau e legea șmecheriei sau e legea corupției. Pe mine mă distrează, dar probabil o fi și un defect legat de viața călugărească și de modul de a gândi. Văd așa, câte un om din ăsta care e suficient de bogat. Și respiră așa aerul ăla aristocrat de om satisfăcut. Da, nicio problemă, e rodul muncii lui și are dreptul să se bucure. Dar cu ce te deosebești tu de cel modest care și-a luat azi o franzelă și a făcut un găvănel de ciorbă și stă dimineața în sicriu și tu stai lângă el tot în sicriu? E o luptă și o alergătură, poate justificată, poate total nejustificată. Chiar i-am spus cuiva că m-a întrebat, îți mai dorești ceva? Chiar nu-mi doresc nimic. Dacă îmi doresc ceva, îmi doresc să fiu sănătos. Nu-mi folosește. Avion, dacă aș avea, nu mi-ar folosi. Tren, dacă aș avea, nu mi-ar folosi. Rachetă, dacă aș avea, nu mi-ar folosi. Un oraș întreg, dacă ar fi al meu, nu mi-ar folosi. Bani, să dorm pe balos de bani, nu mi-ar folosi. Nu văd ce ai putea să faci cu ei. Ce poți să fac un om? Și oricât ar fi de sofisticat, omul ăla nu poate să mănânce, hai să spunem așa, într-un termen exagerat, de mai mult de 200 de euro pe zi. Ce poți să faci? Dar omul aleargă. Strânge omul ca furnica, moare și nu ia nimica. Da, dacă așa s-a creat haosul ăsta, v-am spus, după 2000 lumea a pierdut un reper. Noi unii ne întrebăm așa, oare nu crede în lumea în Dumnezeu? Bă, da. Dar crede într-un Dumnezeu creat de mintea lor. Doamne, vreau bani, Doamne, dăm spor, Doamne, dăm avere, dăm pământ, dăm case, dăm cutare. Nu cu asta se ocupă Dumnezeu, nu are nicio treabă. Dumnezeu îți dă fiecare gură de oxigen pe care o respiri, Dumnezeu îți dă fiecare gură de hrană pe care o înghiți, că dacă ar fi secet, am murit toți de foame. Că cineva vă spune, da, dar irigăm, păi da, dacă nu o să mai fie apă în sursele de apă, în râuri, pârâuri, tot n-ai cu ce să irigi, pentru că e un circuit a apei în natură. Dumnezeu îți dă fiecare clipă de vedere, Dumnezeu îți dă fiecare clipă de auz. Mi-a povestit într-o zi o fată tânără, era la facultate, la medicină învață și pur și simplu i s-a tăiat vederea și de atunci vede numai niște puncte negre și nu mai poate vedea scrisul pe foaie. Și a mers la toți medicii și a zis, nu știu, CT-ul bun, remeneu bun, control oftalmologic bun, și că vedeți dumneavoastră ce puteți face. Și i-am spus, îți spun ce poți face. Roagă-te, cumpăra-te, ceresc până te plictisești. Dusă prin America, dusă prin Austria, au strâns toți din numeri. După vreo 3 luni a revenit vederea singură. S-a liniștit. Da, s-a reparat ochiul, a dispărut acele site negre care zăceau în ochi și nu vedea literele pe carte. Și a zis, părinte, nici eu nu știu ce a fost, dar-i mulțumesc lui Dumnezeu că văd. Astea sunt preocupările care ar trebui să le avem noi. Că pomul nu e a tău, asfaltul nu e a tău, lumea nu e a ta. Da, și am pățit și eu lucrul ăsta și ulterior am realizat că fix înainte de momentul în care mi-au apărut punctele negre pe, în privire, am tras foarte mult de mine. Încercam să fac într-o zi cât aș fi făcut într-o săptămână. Și puneam foarte mare presiune pe mine ca să ajung cumva să, nu știu, să vroiam eu să... Să mănânci cu două linguri, să dormi în două paturi, să te îmbraci cu asta, casă. Asta am realizat, asta am realizat după, că știți, momentul în care... te pune Dumnezeu și zice ia liniștește-te tu și vezi cine ești și ce faci și vezi că poți să trăiești
altfel decât într-o fugă și o presiune este o, constantă. Este o istorioară frumoasă. Uh-huh. Am citit-o, de fapt, Facebook-ul ăsta câteodată, mai dă-și ceva bun, nu de totul rău. Era un mare director de companie, 2000 de angajați, 6 secretare, afaceri, credite, mărfuri, plăți, încasări, distribuire, rețea de desfacere. Și într-o zi secretara foarte speriată la ușă zice: avem un musafir nepoftit. Ce poate să întrebe omul modern? ANAF-ul nu, poliția nu, garda financiară nu, DICOT-ul nu, antifrauda nu. Și în clipa aceea el întreabă: dar cine Dumnezeu este? Moartea, domnule director. Inadmisibil! Să intre la mine! Și a intrat moartea discretă și a sprijinit coasa de perete, a spus: să mă feriți un scaun, vă rog să luați loc în fotoliu. Spune-mi ce dorești. Sunt trimisă de la Dumnezeu cu această listă, te rog să o citești atent. Și după aceea discutăm. El s-a uitat, a văzut că e primul în listă și a început să-i țină morții următorul discurs. Acest cap pe care tu-l vezi că-ți vorbește întreține 2000 de oameni. Întreține o rețea de afaceri, bănci, credite, distribuire, încasări, cheltuieli. Nu, nu poți să faci treaba asta, este inadmisibil. Și moartea îi spune așa zâmbind: potolește-te, domnul meu. Dacă vrei să vezi că am dreptate, că tu exagerezi, du-te în cimitir și vezi acolo câți ca tine au crezut că sunt de neînlocuit. Și câți ca tine au crezut că fără ei nu merge lumea. Eu nu pot să trec peste ceea ce vrea Dumnezeu. Dacă vrei, cu el negociezi. Și a spus: da, aș vrea să vorbesc cu Dumnezeu. Și i-a trecut nestrășnicia prin cap să comande două cafele. I-a pus în cafeaua morții un somnifer și pentru câteva clipe moartea a pus capul pe mână și a țipit. El a șters cu creionul care șterge scrisul și jos, l-a luat pe primul de jos și l-a pus sus și el s-a trecut ultimul, să-i rămână timp să-și facă afaceri. A pus hârtia în fața morții și s-a pus în fotoliu și bea cafeaua. Moartea așa deodată s-a scutat și zice: aoleu, dar ce cafea tare mi-ai dat, și pentru clip am crezut că și eu am murit. Și el zice: a, nu, probabil cum a făcut-o secretara. Și scoarte tacticos moartea mobilul, sună la Dumnezeu și întreabă: am aici un om răzvrătit, nu vrea să moară. Păi zice: și ce ai vorbit cu el? Păi nu, el ar vrea să nu le iei acum. Nici o problemă, dacă el insistă că mai are treabă, tai-l de sus și treci, și trece, zice, tai-l de sus și trece ultimul jos și ia-l pe ăla de jos și adu-l sus. A cui a fost moartea? Tot a lui. Pentru că el a fost incorrect cu viața. Da. E că nu putem să controlăm absolut nimic. Absolut nimic. Pe mine mă pufnește râsul câteodată. Cred că n-am fost niciodată din ăsta, cum să spun eu, apocaliptolog. Pe mine toate fake news-urile astea care curg pe gârlă permanent ca lumea să stea într-o tensiune, totdeauna m-a pufnit râsul de ele. Ai grijă ce vorbești la telefon, că ești ascultat. Lasă, asculte, înseamnă că e important dacă trebuie să piardă vremea cu mine. Ai grijă că ești filmat. Lasă, mă filmez, înseamnă că e important dacă toate camerele sunt sofisticate, trebuie să mă păzești pe mine. Vezi că vine sfârșitul, vezi că spune 666, vezi că nu știu ce. Da, stai, frate, liniștit. Noi, cum spun ăștia, schimbările climatice, că au schimbat clima, că dă ploaie, că dă soare. Eu am văzut că vin niște calamități din astea naturale în care oamenii nu sunt în stare să suie măcar de pe vale pe deal și ia apa. Darmite să schimbi tu sensul norilor și a apei și a ploilor. Că s-a inventat ploaia artificială, asta e ceva vax albina. Ca să ai ploaia artificială, în primul rând trebuie să ai nori și norii nu-i face omul, îi face Dumnezeu. Dar tu, ca să vii să-mi spui că te pui în locul Dumnezeu și schimbi tu lumea, asta e apă de ploaie. Deci omul nu înțelege. Elementul 2011, Japonia, cu tremur, tsunami, radiații, când s-a stricat Fukushima, a arătat că toată matematica și ingineria omenească a blocurilor construite și a construcțiilor inginerești din Japonia, făcute pentru un nivel de scară Richter 9,5, au fost zero în fața calamității naturii, ne arată că în fața lui Dumnezeu trebuie să spui atât: Doamne, păzește-mă! Atât.
Că dacă încerci să explici Dumnezeu cât de inginer ești, El îți arată cât de în clasa întâi este. Nu. Da, e ca puzzle-ul ăla care îl face copilul de grădiniță și mama să-i scoate un băț și să năruie tot. Și cum ajungem să acceptăm lucrurile astea? Că oricât așa am dori, tot există în noi dorința asta de a face, de a... Există și cum ajungem să le balansăm și să ajungem în acceptare și în credința asta totală? Există o glumă de genul ăsta. Când vrei să râdă Dumnezeu de tine, fă-ți planuri înaintea Lui. Da, asta o știu și da. De-a Lui, draga Olteanu Matei. Uh-huh. Da. Deci, fă-ți planuri. Când planul din târg nu-i cu cel de acasă. Adică, unul, cum spune Dumnezeu, cărările mele nu sunt ca drumurile și cărările voastre și gândurile mele nu sunt ca gândurile voastre. Una gândește omul, alta dispune Domnul. Cum spune, aruncă spre Domnul grija ta, că El te va hrăni, fie Doamne mila ta spre noi, atâta cât am nădăjduit întru tine, spune iarăși acolo, fie Doamne mila ta cât am nădăjduit întru tine, și iarăși spune, luminează înaintea mea calea ta. Adică dacă mintea e luminată, găsește calea cea dreaptă. Ăștia s-au apucat și au schimbat Tatăl nostru și ne ferește pe noi de ispite, nu ne duce pe noi în ispite. Noi mergem în ispită, avem nevoie de minte luminată să putem vedea ispita. Noi ispita o luăm drept provocare. Da. Nu trec eu peste asta, dar ce n-am eu relații să rezolv, n-am mai rezolvat eu probleme, n-ai rezolvat nimica. Și atunci ajungem să fim dezamăgiți după ce nu... Dezamăgirea ne aparține. Să ne uităm un pic în societate ce vedem noi astăzi. Sau ce spun sociologii. Prea multă depresie, prea multă panică, prea multe boli mentale, prea mulți tineri dezamăgiți. De ce? Că vrei să te sui în copac fără crengi. Așteaptă și ai răbdare și arde toate etapele, spune Evdokimov, care aparțin vârstei tale. În copilărie fă ce trebuie să facă copilul, în adolescență fă ce trebuie să facă adolescentul, în maturitate fă ce trebuie să facă maturul, în bărbatul desăvârșit fă ce trebuie să facă bărbatul desăvârșit, în vârsta înțelepciunii fă ce trebuie să facă înțeleptul și în vârsta senectuții, vârsta regală, patriarhală, fă ce trebuie să facă nonagenarul. Noi vrem direct din prima, cum spune iarăși proverbul, tinerețea știe, poate, dar nu știe, bătrânețea știe, dar nu poate. Da, mi-aduc aminte că eu când eram mic îmi doream, spuneam părinților mei că de-abia aștept să cresc mare și să merg la servici și să pot să fac bani și să după aia să pot să stau, să mă liniștesc, să mă relaxez. Și am ajuns la momentul respectiv în care m-am dus la servici, doar că trăgeam foarte mult de mine. Și ați văzut că banii sunt bani, dar nu se potrivesc cu etapa copilăriei, s-a schimbat valoarea banilor. Da. Da? Îmi amintesc la vremea respectivă, când am început eu serviciu, o să râdeți dacă vă spun, aveam salar de 1250 de lei. Ei, închipuiți-vă că din cei 1250 de lei, în fiecare lună 600 de lei îi puneam deoparte. Am zis, domnule, dacă nu pun jumate din bani deoparte, niciodată nu o să am bani. Și orice s-ar fi întâmplat până la sfârșitul lunii, până la următorul salar, putea să fie foc și pulbere, în banii nu mă atingeam niciodată. Chiar dacă era nevoie să rabd într-o zi de foame sau să iau o pâine pentru două zile sau să cumpăr o sticlă de ulei pentru două săptămâni în loc de o săptămână, dar sub nicio formă niciodată. Și cu cei 650 trăiam de la 21 ale lunii până la 21 ale lunii următoare. Și mi se păreau bani mulți. Acum, în ziua de astăzi, mă uit la oameni care au salarii, doar ați văzut cum sunt acum salariile, nu mă refer la cei modești, care au 2-3 mii de lei, că asta e frecție, e absolut nimic, e un 200 de lei din vremea lui Ceaușescu.
dar care au 60 de 6 milioane, 8 milioane, 10 milioane, 15 mii de lei, adică 150 milioane, și se plâng că nu le ajung banii. Normal că de la o etapă la alta vedem lucrurile cu totul altfel, adică fiecare etapă istorică are niște ardere ale ei pe care noi nu le-am simțit, dar le-am văzut. Noi românii am sărăcit de 3 ori. Am sărăcit la reforma monetară în 62, parcă, sau 65. În 65, parcă. Am sărăcit la colectivizare și a treia oară la intrarea în UE. Deci, noi am intrat în UE ca la colectiv. Ni s-a luat totuși, vorbim singuri, dar suntem în UE. Da. Da. Lumea nu-și dă seama, dar o să-și dea seama pe parcurs. Nu sunt anti, nu sunt contra, nu sunt pentru. Pentru mine UI nu există, nu mi-a oferit nimic, nu i-am luat nimic, nu mi-a dat nimic. Muncești, ai, pui un copac, îi mănânci roadele, ai o capră, îi bei laptele, ai o fântână, îi bei apa, ai un lemn, îl pui pe foc, nu, nu vine UE să-ți facă treburile casnice. Corect. Da. Dar asta s-a întâmplat. Deci, noi suntem exact vorba Rusava Negrean Brudașcu. Săraca țară bogat. Ce ați făcut cu banii care i-ați strâns? Când am terminat, înainte de a pleca la armată, aveam vreo, cum ar fi, vreo 30.000 de lei. Vreau să-mi iau o Dacie. Și s-au risipit după aceea. Era firesc să se cheltui, că s-ar fi schimbat și nu erau valabil. Mm-hmm. Da. O parte am luat la mănăstire, o parte am lăsat acasă. Ideea a fost de exercițiu în sine. Ideea a fost în primul rând de ordine. Uh-huh. Asta am văzut la părinții mei, când tatăl meu lua salariul, avea vreo 2300 de lei, era lăcătuș mecanic undeva la Rădăuți, la o fabrică de mobile, și totdeauna îi spunea lui mama, 500 de lei punem deoparte, că poate mai cumpărăm ceva, nu putem toca așa toți banii aiurea. Bine, era foarte zgârcit din principiul lui, și un colț de pâine dacă rămânea și ce dacă e veche. De la părinții mei am învățat cum se mănâncă pâinea veche proaspătă. Puneai sita de cernut făină într-o oală cu puțină apă, puneai în apă puțin zahăr în apă, o puneai pe plită să înceapă să fiarbă, puneai feliile de pâine veche și puneai un capac. Și apa aia dulce dădea un gust pâinii și o făcea moale, parcă atunci era scoasă din cuptor. Bine că la jumătate de oră, dacă nu o mânca, era la fel de uscată. Da, da, buruala o prospețea și niciodată n-aruncam pâinea. Da, asta înseamnă să fii ordonat. Da, vedeți, asta s-ar putea, ar putea spune cineva că e calicie și că e... Da, este calicie, într-adevăr este calicie, dar era un singur om care creștea 4 guri. Da, și avea responsabilitatea... Da, și trebuia să știi cum să gestionezi banul. Sau când mi-aduc aminte o chestiune simpatică, tot de la bătrâna mea, acum eu ce văd așa în jurul oamenilor, mi se pare totală indolență și indiferență, dacă cădea începând din luna iulie-august un măr pe jos, o pară, o prună, ceva... Scotea sâmbărurile, o punea pe o lozniță să se usuce sau pe o strașină de casă, pe niște ziare sau pe niște mese de lemn și umplea saci întregi de... punea saci întregi de mere uscate, tăiate feliuții, așa se scârjeau ca niște scârjele, cireșe uscate, vișine uscate, prune uscate, mere uscate, pere uscate, zbârcite în loznițe și când veneau, începea să fie iarna, să fie omăt, cobora sâmbătă și duminica, nu în toată ziua. Amestecate, o mână de cireșe, o mână de prune, o mână de mere, o mână de pere și punea într-o oală de lut care era toată cusută cu sârmă, pe marginea pliții cu apă și spunea așa, dacă sunteți cuminți și nu faceți gălăgie și vă vedeți de treaba voastră, la amiază vă dau compot. Și am și zahăr și vă pun și câte o linguriță de zahăr. Și punea în cana aia care deja avea un nou aromă de dulceață din fructele în sine, da, dar îi mai punea un pic de dulce să fie și mai dulce. Și era deja un deliciu sau era deja un cadou pentru că era sâmbăta sau duminica. Nu era zilnic. Nu era zilnic. Iar pâine, într-adevăr, mâncam sâmbătă și duminică. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, mămăligă.
pentru că nu erau bani, deci nu aveai cu ce să cumperi, dar nimeni nu era preocupat că sunt sau nu sunt bani. Mulgeai vaca, aveai lapte, aveai oi, aveai brânză, aveai porc, aveai stănină, aveai găini, aveai ouă, aveai grădină, aveai ceapă, morcov, zarzavat, pătrunjel, tot ce aveai nevoie. Și uscat, și rădăcină, și verde. Deci la țară nu mergeai cum e acum. Eu mai râd încă și acum câteodată așa, când trec aici în zona Carrefour, la baza 3, cum îi spunem noi. Și văd oamenii, eu mă duc să iau câte un pește, că ăla n-ai de un să le iei, doar prin acvarele alea de sticlă duce de asta de râu. Și văd oamenii că ies cu niște cărucioare pline, tixite. Și zic în sinea mea, mă, că nu erau în România. Cât timp astea vând în draci, adică lumea iese și umple portbagajele, înseamnă că încă viața e mondenă. Adică când am să văd cu un om a pus pe balcon la bloc 10 sticle de PET, de plastic, cu pământ și a pus cepe în el cu mustața în afară ca să aibă ceapă verde sau pătrunjel sau un leuștean sau un mărar sau un cimbru, atunci putem spune că am început să devenim români. Cât eu mă duc și eu legătoarea cu 5 lei din piață, din Carrefour de acolo, din spațiu de unde este zarzavat verde, nu suntem săraci. Deci mă uitam în general că lumea e mai mulțumită să cumpere decât să se bucure de rodul muncii. Și dacă ne uităm așa, de exemplu, prin casele luxoase și frumoase, că nu putem spune că nu există în periferia Iașului, la suburbii, în metropolele astea ieșene, tot felul de vile, tot felul de case. Toată lumea și-a tras bradul argintiu, și-a tras tuia, și-a pus trandafir, și-a pus palmier, și-a pus cactus, și-a pus asparagus, și-a pus oleandru. Da. Un cireș, un vișin, un măr, un păr care ține și el umbră și îl poți stropi să ai niște fructe proaspete, de ce nu? Un zarzăr, un cais. Deci omul a pierdut contactul cu naturalețea, cu firescul. E adevărat că la Versailles sunt grădini frumoase. Nu puteai spui la Versailles pieri și răchiți și meri. Da, la mine o gradă pot să pun pe marginea gardului 4 pomi fructifere sau pe cea latură și pun florile mai pe mijloc și iar lângă flori mai pun și un rând de ceva verdeață, că nu se bat una cu cealaltă. Da, așa ar trebui. Da. Dar nu-i rău, vă spun, eu am avut o mătușă care a murit la 96 de ani, 95, acum a murit de un an, doi. Și am vizitat-o întâmplător, dintr-o pură întâmplare, nici nu știam că mai trăiește. Am întrebat de o rudă de-a mea, zic că tante mai trăiește mătușa Marița, de când e moartă? Cum moartă, măi băiete? Zic, e acasă, e bine, hai să o vezi. Și zic, ei, cum ți se pare acum la 95 de ani viața? Părinte, nu mi se pare nimic greu. Nu-i război, nu-i foamete, nu-i sărăcie. Am o leac de pensioară, avea 1200 de lei, dar pentru aia era de ajuns la țară. Am câteva păsări. Mulțumesc lui Dumnezeu, mă duc la farmacie și îmi iau o tablețică, mănânc acolo ceva ușor, discret, ca să nu mi se facă rău sau să am inconveniente și mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare clipă pentru tot ce mi-a dat. Omul modest, omul nemulțumit, ce spune? Trebuie să plec în Tenerife, trebuie să plec în Dubai, trebuie să plec în Doha, trebuie să plec în Thailanda. Dar mă întreb eu, ce gust are fasolea în Doha și în Dubai și în Thailanda? N-o fi tot fasole? Vai, am luat masa la... Am văzut și eu odată un snobism din ăsta. Eram și noi undeva departe tare și era un tur de observație de unde puteai vedea tot Shanghai-ul. Și puteai să bei de acolo, din vârful turnului ăla, de la 300 de metri, un pahar de șampanie, el te învârtea roată și tu vedeai tot Shanghai-ul ăla chinezesc, care e o bijuterie ca în rai. Și trebuia să dai valoarea la 350 de dolari ca să urci acolo, ca să te plimbi cu liftul, ca să bei paharul, să stai acolo un sfert de oră, jumătate de oră, 25 de minute. Și
aveam la mine Kindle-ul și am zis, voi duceți-vă, eu de banii ăștia îmi iau altceva. Și m-am pus jos pe o bancă și am citit Psaltirea, zic, și la înălțime, și la etaj, și jos, blocurile au aceeași formă, n-am ce să văd în plus. Dar unii se duceau ca necați, era coada acolo să plătești biletul ca să ajungi acolo în vârful ăla, să te sui cu liftul ăla, să vezi tu de sus. Ce să vezi de sus? Ci nu-s tot lucrurile făcute de mâini omenești? Deci, trebuie să ne învățăm trei lucruri. Călugăria te învață. Cumpătarea, că asta au cer toți Sfinții Părinți, măsura. Noi dacă astăzi este rău în lume, nu-i din sărăcie. Eu când aud pe ăștia ce prostii vorbesc, cum se spun, câteodată îți vine să râzi așa, dar dacă râzi pe stradă zice lumea că ești, te duce imediat la aici, la psihiatrie, la șapte. Și că-i sărăcie. Păi normal că-i sărăcie, frate. Țăranul de când venea primăvara până toamna muncea. Lăsa fânul, lua grădina, lăsa grădina, lua livada, lăsa livada, lua animalul, lăsa animalul, făcea ceva prin casă, lăsa prin casă, cosea ceva, țesa ceva, împletea ceva, curăța ceva, lucra ceva, cioplea ceva. Acum toată lumea ar vrea un serviciu cu buton, bunia lumea a spus treaba asta, un om cu patru clase, nu uit niciodată, avea o vacă roșie mare cu coarne în lire. Și lui îi plăcea să pască vaca, că de la el am învățat să pas vaca, el mă lua cu el când aveam 4-5 ani. Și mi-a zis o vorbă care o țin minte și astăzi. Măi băiete, eu am 78 de ani. Am trecut și prin primul război mondial, am fost copil de trupă, n-am mers pe front. Și am făcut al doilea război mondial cu 3 ani de front și 7 de prizonierat. Și apoi a venit acasă. Dar ține minte de la mine, vezi tu vaca asta? Păi era toată averea casei. Vaca și două oi și o un câr de găini. Vezi tu vaca asta? Când un ou o să coste cât vaca asta, atunci o să fie greu în România. Și stam eu și mă gândeam în mintea mea, așa cum am amintesc. Zic, mă, câte ou faci din vaca asta dacă ar fi să o tai bucățele de mărimea unui ou? Fai de mine și de mine cât costă vaca asta. Vaca aia costa atunci, la vremea aia, în timpul lui Ceaușescu, 3200 de lei. 3200 de lei înseamnă 4 cifre. Ei, dacă noi mergem acum în piață și luăm un bănuț de la de 5 lei și dăm pe un nou bio, e mai scump decât vaca bunicului meu. Că 5 lei noi i-am tăiat 3 zerouri sau 4. Vă aduceți aminte că a fost o reformă monetară după prima criză, prin 2008, și s-au tăiat 4 zerouri sau 3. Nu știu dacă... Le-ați prins, sigur le-ați nu, prins. Nu, le-am prins, mă gândeam acum câte zerouri, că era 1 milion care însemnau 6 zerouri, care da. S-a făcut 100 de lei, care da. Înseamnă 2 zerouri. 4 zerouri, 4 zerouri s-au făcut. Da, deci un ou e mai scump decât scump vaca, ca vaca bunicului meu. Și el îmi spunea atunci așa, că asta vreau să continui. Vezi, măi, nepoate, zice... Noi am fost în război ca să păstrăm pământul ăsta. Dar zice oamenii că nu o să mai vrea să muncească la pământ, o să aibă servicii la buton, așa spunea el. Uh-huh. Și ai să vezi atunci cât de greu are să fie. Zice că pământul nu se lucrează de la buton, trebuie să stai pe ogor. Da, și azi lumea ce vrea? Lumea vrea să aibă agricultură, dar să nu stea în soare, lumea vrea să aibă agricultură, dar să nu polueze, lumea vrea să aibă agricultură, dar să nu se murdărească pe picioare, lumea vrea să aibă agricultură, dar să nu miroasă. Ați văzut cum au spus acum că vaca produce bioxid de carbon, porcul nu știu ce, găina nu știu ce. Deci, noi ne-am stricat de cap în mod rațional, cu bună știință. Dacă la Babilon Dumnezeu le-a amestecat mințile, limbile, să nu mai se înțeleagă când construiau turnul Babel, exact așa, acum de 5 sau 10 ani, Dumnezeu ne-a amestecat mințile să nu ne mai înțelegem între noi. Deci, dacă vă uitați, oamenii vorbesc între ei normal, ei spun că e diplomații, dar ei se ceartă, lumea e total nemulțumită, lumea e în tot felul de manevre, în tot felul de polemici, în tot felul de contralegi și legi nenormale, în tot felul de meeting-uri, în tot felul de marșuri, în tot felul de revoluții din astea. Deci lumea e într-un haos total.
Și ce o zis Dumnezeu? Bă, dacă voi vreți să vă urcați la mine în mod obraznic, stați că vă țin eu la nivelul de jos. Și ne-a încălcit mintea. Deci dacă vă uitați acum, avem trei forme de încălcire a minții. Spunem că luptăm pentru sănătate, dar lumea e tot mai bolnavă. Spunem că luptăm pentru prosperitate, dar lumea e tot mai săracă. Spunem că luptăm pentru inteligență, dar noi suntem tot mai năuci la minte, deci tot mai limitați, tot mai mediocri. Și ce mi-a plăcut acum, mi-a plăcut superb că se pune accentul, ați văzut în ultima vreme, se tot bate șaua, inteligența artificială, inteligența artificială. Știți ce n-au înțeles ăștia cu inteligența artificială? Că robotul nu poate fi prost, mincinos, ipocrit, corupt, bandit, delicvent, murdar, mârșav și ticălos cum e omul. Deci când vor pune într-un robot toate astea, robotul o să ne citească. Roboții o să se strice singuri când o să vadă cu ce indivizi dubioși au de-a face, cu toată inteligența lui. Deci ei singuri o să-i abandoneze și o să ajungă la fier vechi. Asta să nu uitați ce v-am spus acum. Da, e bună. Da, deci țineți minte de la mine, ce inteligență. Tot ce a creat omul are o breșă. Dacă ar veni Dumnezeu cu ceva care omul nu poate pricepe, atunci poate s-ar instaura ordinea. Când arabii au spus că dacă furi să tai mâna, a încetat furatul. Când arabii au spus că dacă te uiți la femeia altuia și ai poftit-o și ai tras de ea, ți s-a scos ochii, tu ai schimbat privirea. Aia e legea inteligenței artificiale. Așa, așa trebuie înțeles. Pe hoț degeaba îl rogi să nu furi, și pe tâlhar sau pe criminal să nu ucide. Astea sunt povești nemuritoare.